Cu permisiunea dumneavoastră vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfintele Scripturi în cuvântarea Apostolului Pavel din Areopagul din Atena, respectiv Faptele Apostolului, capitolul 17, de la versetul 22 până la versetul 31, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1078. Faptele Apostolului, capitolul 17, începem citirea cu versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, Bărbații atenieni în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii și dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vrem și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bășbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este jugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, Doamnelor și Domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această după masă suntem împreună în locul acesta, ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre voi care ați ales să fiți la părtășie. Casa Domnului și momentele de închinare sunt momente nu numai de înălțare a numelui Domnului, cu toate că e unul dintre cele mai importante lucruri. E și unul dintre lucrurile prin care ne arată că suntem doar trecători prin lumea aceasta. Casa Domnului este locul în care îți aduce aminte că toate au un scop, toate au un cel și E important să-ți atingi scopul și țelul pe care ți l-a rânduit Dumnezeu. Altfel, intră într-un concurs cu câțiva oameni, discutând cu alții, mergând în lumea aceasta, discuți cu oameni care câștigă bani. Și intri și tu cu ei la câștigat bani. Nu e rău să câștigi bani, dar nu este scopul. Vezi pe alții că spun, m-am distrat, am băut, am făcut, am avut aventuri cu tare, intri și tu într-un concurs de genul ăsta, dar nu este țelul și nu e scopul. Constați că pe măsură ce tece timpul rămâi cu un gust amar, că nimic nu te împlinește și la un moment dat întrebi, destul de târziu pentru mulți oameni, la 80 de ani, totuși care-i scopul? Nu durează mult și ai Alzheimer, deci nu mai știi cine ești și ți-ai pierdut totul. adunările sunt bune, că mai lași deoparte lucrurile, te rupi de mașina care l-a lăsat-o afară, de servici, de bani, de prieteni, și vii aici și vine Dumnezeu să spună că tu ai un scop pentru care trăiești. Și dacă ți-ai atins scopul ăla, restul nu mai contează. Dar dacă scopul ăla nu l-ai atins, degeaba ai trăit. Degeaba ai cifră de afaceri puternică, degeaba te-ai distrat din uma-numa, dacă nu ți-ai atins scopul. Și e important să ne atingem scopul. Citeam undeva că un pădurar mergea prin pădure la un moment dat și a găsit un pui de vultur căzut din cuibul unde el fusese crescut. L-a luat și l-a dus acasă și l-a pus în cotețul găinilor. Și a început să ciugulească la grăunță acolo. Cu timpul pui de vultur a crescut. Toate celelalte găini și cocoși fugeau din preajma lui pentru că era mare avea un cioc care atârna greu, niște gheare puternice, când își desfăcea aripile, avea o avea în gură de vreo 2 metri, nici o găină nu arăta ca el, pentru că el era considerat ciudat. Crescuse puiul de vultur, era un vultur matur, dar ciugulea cu găinile la grăunță. Și într-o zi, pe când pe cer pluta o pasă de pradă, un vultur, toate găinile și cocoșii s-au dus să ascundă pe sub stoguri, pe unde s-au putut să nu vină vulturul să-i ia de acolo. Pădurarul se uita, oare ce va face puiul de vultur, acum vultur mare, să vă băga și el sub stocuri și o să moară de bătrânețe în cotețul găinilor? Ce o să fac ori? Și dintr-o dată, puiul de vultur își deschide aripile, fâlfâie de câteva ori, își ia un demaraj și începe să zboare spre cel din a cărui neam era. Ne-am născut în lumea asta și am fost învățați că suntem doar niște amărăti de găini. Când ne tragem din maimuțe, din nevetebrate, ca aici și raiul, ca aici și iadul, ciugulim la greunțele pe care ne le tot pun ăștia pe, pe, drum așa și ne se spune că cam asta e treaba. Dacă cumva să mai vești ceva, ne ascundem sub stoguri pe undeva. Dar în seara asta cineva vine și îți spune că ești din neamul lui. Aleluia! Și că ești... Faptul că binele trebuie răsplătit și că răul va fi pedepsit, ai să-i pus înăuntru tău. De-aia îți place să faci binele. Și de-aia comentez când vezi o nedreptate. Cine ți-o dat -o asta? Găinile? Nu, ești din neamul lui. Pentru că el este dreptatea. El va judeca după dreptate. Mă rog în seara aceasta, poate mai mult ca altă dată, să-ți deschizi aripile credinței și să începi să plutești pe cel din a cărui neam ești. Pentru scopul pe care îl ai în viață este trecut aici de -aia am citit pasajul ăsta biblic. Apostolul Pavel, în fața filozofilor stoi și epicurieni, le explica lucrul acesta. Și atenție ce spune versetul 26. El a făcut ca toți oamenii și dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei, și dacă aici era puncte, 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 fiecare puteam, puteam completa. Ca ei să vină în Austria și să muncească. Și nu-i rău să muncești, dar nu este scopul vieții. Ca ei să învețe. Și nu-i rău să înveți, dar nu este scopul vieții. Ca ei să cumpere casă. Nu-i rău să ai casă, dar nu este scopul vieții. Ca ei să se căsătorească și să aibă copii. Nu-i rău să te căsătorești și să ai copii, dar nu este scopul vieții. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se lească să-L găsească dacă restul i-ai, dar asta nu l-ai atins, degeaba ai trăit. Nu ți ajută la nimic că ai fost căsătorit și că ai avut copii. Nu ți ajută la nimic că ai avut case peste case. Nu ți ajută cu nimic că la mormântarea ta au ăștia prezintă Ferrari, Lamborghini și mașini mai ai tu sau alții. Nu ți ajută la nimic. Nu ți-ai atins scopul pentru care Dumnezeu te-a lăsat în lumea asta. Și scopul este să-L cauți și să găsești pe El. Amin. Ești din neamul Lui. Ești din neamul Lui. De aceea înăuntru tău ai fost mânat și ai venit aici. Pentru că simți că ai niște aripi care se deschid. Ai făcut niște lucruri în viață bune și ai simțit înăuntru tău o recompensă. Cineva ți-a spus, ai făcut bine. Ai simțit lucruri rele și te apasă. Pentru că nu ești oricine, ești din neamul lui. Și păcatul te apasă, și lucrurile bune făcute îți dau un simțământ de împlinire, pentru că toate acestea le au oamenii care îl caută pe Dumnezeu și îl simt pe Dumnezeu în viața lor. Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta cum îl putem căuta, să-l găsim pe Dumnezeu, pentru că nu uitați, trăim pe Tera, pe Pământ, Planeta Albastră numită. Ea face parte din Calea lacteie, și dacă ei toate planetele acolo și te uiți la așa, e ca o mingiucă mică. Pe mingiucă aceea suntem noi 8 miliarde pe acolo, printre care și noi ăștia acum de la Perg. Suntem adunați undeva într-un punct minuscul acolo. Ei, ca, ca și calea lactee, există zeci să sute de miliarde de căi lactee și dincolo de ele este creatorul lor, Dumnezeu, slăviță-i fie numele. Cum să-l găsesc eu? Care m-am născut în 1900 și ceva, și voi pleca în 2000 și ceva, am timp scurt la dispoziție, pe cel ce nu pot cuprinde cerurile cerurilor. Cum pot să-l găsesc eu? N-aș putea niciodată. N-am cum, n-am pârghii. Însă, la vremea potrivită, cel de necuprins, cel infinit, a venit la noi într-un mod finit. A luat un chip ca și mine, și apostolii au venit și ne-au spus ce am văzut cu ochii noștri. Ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim, vouă, l-am văzut pe Dumnezeu. Slavit să fie Domnul. Când Hristus Hristos a venit în lumea aceasta, a venit Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut cum spune Crezul de la Niceea. A venit în lumea aceasta ca noi să-l cunoaștem pe Dumnezeu în tiparele noastre, în spectrul nostru de lumină, vizual, să-l putem vedea. Și de atunci încoace. Vă amintiți dumneavoastră că la un moment dat Domnul Iisus le spunea ucenicilor să știți calea unde mă duc și știți unde mă duc. Și unul dintre ucenici a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus îi reproșează, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. tatăl. Pentru că Dumnezeul infinit pe care îl căutăm, ni s-a descoperit, a venit la noi ca noi să-L putem vedea prin apostoli și să putem crede în El, slăvit să fie Domnul. Dar Dumnezeu se rasă descoperit, Iisus Hristos devine stăpânul unei viețe cu niște condiții. În primul rând, noi trebuie să-L căutăm cu toată inima. Există oameni acum care vor să-L caute pe Dumnezeu în pauza la un meci. El e pasionat de fotbal, se uită la o, la o repriză și mai există o repriză. Dar în pauză îi spune, Doamne, dacă vrei să-mi te descoperi și așa n-am și face. Descopere, că după aceea sunt ocupat cu alte altă repriză. Sunt foarte ocupat. Imeciu-i mai important ca tine. Oamenii ăștia nu-l găsesc pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că există un principiu. Ieremia, capitolul 29, cu versetul 13, spune așa. Mă veți căuta și mă veți găsi. Și ce bine era dacă era punct aici. Mă veți căuta și mă veți găsi. Când aveți chef, în pauza dintre meciuri, atunci când ești bătrân, bolnav, când nu mai uzi bine, când nu mai vezi bine, când nici nu mai ții minte bine, caut și tu și găsești, că asta e situația. Nu, nu. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Adică cu toată determinarea. Dumnezeu se uită la determinarea noastră. De aceea textul biblic spunea, că, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi, să-L căutăm bâșbâind. Adică știți ce înseamnă asta? Îl caut pe Dumnezeu în colțul ăsta. Nu l-am găsit aici, îl caut în colțul ăla. Nu-l găsesc, îl caut în colțul ăla. Și cineva întreabă, dar cât îl caut? Îl caut până îl găsesc. La oamenii ăștia să descopere Dumnezeu. Băi, am venit seara asta, n-am, n-am nimic, Mânii adunare, da, vin iară, mânii seară iară, da, făceți și luni, nu facem. este marți, vin și marți, dar cât vii? Vin până îl găsesc pe Dumnezeu. Cerul e atent, măi ăsta caută să găsească. Nu au venit așa la plesneală, hai să vedem cum a fi, cum ai venit așa te duci, rămâi cu o impresie grozavă, frumos, să cântă, îi într-adevăr bine la ei, îi grozav, am văzut că familii sunt ok, am fost în vizită, paș la revedere. Ai văzut o organizație, ai văzut o adunare, ai văzut niște oameni, dar nu te-ai întâlnit cu scopul vieții. Și scopul vieții nu-ți găsești un cult, nu-ți găsești un pastor, nu-ți găsești un cor, nu-ți găsești o organizație, ci scopul vieții este să-L găsești pe Dumnezeu. Dacă nu ți-ai atins scopul vieții, te ajută cu ceva că îți prezintă o grămadă de pastori, de călugări, de preoți grozavi? Pentru că mântuirea nu se dă într-o organizație. Nu e un om, că dacă era într-un om, Dumnezeu ne mai dădea un cult. Dar ne-a trimis pe singurul său Fiul. Ca cine are pe Fiul să aibă viața. Să-și rezolve problemele. Ori, stimații mei, ca să-l poți găsi pe Dumnezeu, trebuie să-l cauți cu toată inima cu toată determinarea. Doamne ajută! Amin. Știți că inima din punct de vedere omenesc e împărțită în vreo patru camere, două atri și două vertricole. Foarte mulți credincioși sunt de acord să-L primească pe Domnul Iisus, dar undeva acolo așa. De obicei, într-o cameră, iau sănătatea. În a doua cameră, au familia. În a treia cameră, sunt finanțele. Și în a patra cameră, de obicei, poziția socială, ce anume a ajuns, cine este, ce face și așa mai departe. Alergăm la Dumnezeu doar când avem probleme cu atrele și verticole, cum alergăm și la spital. Câtă vreme sănătate e ok, câtă vreme familia e bine, câtă vreme bănuții vin, câtă vreme rămânem pe aceeași poziție și suntem respectați în societate. Nu prea ne interesează pe noi biserica, scopul vieții, nu prea ne interesează. Când în schimb sănătatea e șubredă, căutăm să vedem unde e Iisus. Dar nu pentru a ocupa inima, să rezolvi problema la ventricul ăla. Să rezolvi problema sănătății. Dacă vreodată în familie sunt probleme, cazuri de copii neascultători, cazuri grave, căutăm din nou biserica găs să găsim. Ori pe oamenii aceștia, aș vrea să vă spun, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu și să-L găsești, trebuie să-L cauți cu toată, adică Isus să locuiască și în prima cameră, și în a doua cameră, și în a treia cameră, și în a patra cameră. Păi dacă sănătatea nu are face, e important că Isus e acolo. Și oamenii bolnavi îl slujesc pe Isus. Sunt aici în sală oameni bolnavi care îl slujesc pe Isus. Slăvit să fie Domnul! Pentru că Isus e mai important ca sănătatea noastră. Sunt oameni care au probleme în familie, vin la Domnul Isus Hristos. Sunt oameni care au probleme cu bani, vin la Domnul Isus ca El să fie rege. Cu bani mai puțin, cu bani mai mulți, dar ei îl urmează pe Domnul. Îl cauți pe Domnul cu toată inima ta? Sau Domnul este doar mijlocul de a-ți repara problemele tale? Oamenii care doresc să-L caute pe Domnul cu toată ființa trebuie să facă ceea ce spunea auto omului Dumnezeu sau apostolul Domnului Iacov. În Iacov, capitolul 4, cu versetul 8, Scriptura spune așa, Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. O parte e ceva și în altă parte e altceva. Hai fi biserica, hai fi pocăința, hai fi... Nu, nu, nu. Dacă vrei să-l găsești pe Dumnezeu, trebuie să-L cauți cu toată inima ta. Amin. Amin. De multe ori Dumnezeu folosește piedicile și obstacole pentru a verifica determinarea noastră. Pentru a verifica dacă noi cu adevărat îl căutăm pe El. Vă dau doar un caz în Biblie. Spune Scriptura că Domnul Iisus trecea pentru ultima dată pe Nerihon. Mergea la Ierusalim să rezolve o problemă mondială, cosmică să moară pentru păcatele lumii întregi. Și în drumul său spre Ierusalim, spune Scriptura că în cetatea Ierihonului era un om care, spunem noi, realizat. Era vai marele vameșilor și era foarte bogat. Noi am spune la omul ăsta să-și vadă de pensii și de viață și de concedii și de distracții să-și vadă. Că are cu ce și are ce să facă. Dar nu omul ăsta a dorit să-l vadă pe Isus. A dorit să-l vadă pe Isus. A pornit de acasă și a ajuns în locul unde era Isus, înconjurat de o grămadă de oameni. Prima piedică pe care a avut-o el era că era scund, adică era josuț, mic din înălțime. Și indiferent cât ar fi sărit el în sus, nu-l vedea pe Isus. Trebuia să spună: Băi, m-a făcut mama mic. Nu pot să-l văd pe Iisus, mă duc nervos acasă, asta e natura mea. Nu vedeți oameni, nu le convine nasurile, nu le convine urechile, nu le convine o grămadă de, de lucruri, nu le convine și fac tot felul de operații, estetici, din înălțimi și așa mai departe, pentru că nu le convine. Putea să se ducă acasă, nu. Nimeni nu i-a dat prioritate putea să ducă acasă supăra, băi, am mers, nu mi-a oferit un loc. Nu mi-a spus, băi, bine, noi totdeauna suntem cu Isus aici. Hai, vine și l vezi, făți un selfie în termenii noștri și du-te liniștit acasă cu Domnul Isus. Nimeni nu s-a dat la o parte. s o străduit să ajungă acolo. M-aș fi așteptat ca bombănind, omul ăsta să se întoarcă înapoi la birou va Vamal. Să-și vadă de colectările lui de taxă, să-și vadă de banii să-i mai numere odată, să-și vadă de pensii, să-și vadă a, a vrut și nu s-a putut. Nu, el le-a luat ca niște provocări. Și a vă zic așa, la o parte voi nu vă dați. Eu sunt mic de statură ca așa eu. O să fac o treabă că nu o să mă încurci nici scundimea mea, nici voi. S-a interesat pe ce drum trece Iisus. Că degeaba te duci pe ori și drum și și în copaci, dacă Iisus nu trece pe acolo. S-a interesat că Iisus trece pe undeva. Dumneavoastră trebuie să vă interesați totdeauna duminică dimineață pe unii trece Iisus. Că dacă vă duceți în piața cu de mașini să găsiți mașini buni și ieftine și să vă ajute și Isus, să știți că Isus nu e în piața de mașini, e la adunare. Când sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El vine acolo. Tu degeaba îl cauți pe Isus în altă parte. Ei, imaginați-vă că El nu se interesa. Băi, o să mă duc eu un drum și o să mă urc într-un copac. Să te până după anează, până că de din copac. De ce? Pentru că Isus nu trecea pe acolo. S-a interesat pe unde trece și a aflat, a alergat înainte, s-a urcat într-un dud și Iubiții mei, nu-l mai încurca nimeni mă. Nici ea din prejurul lui Iisus, că avea perspectivă din față, de sus, nici faptul că era el scund, că nu mai era problemă, era în copac. Și atenție, fără ca nimeni să facă prezentările, fără ca el să strige, Iisus, eu sunt aici. Nu, nu. Când a ajuns Iisus în dreptul dudului, a spus următoarele cuvinte, Zacheie, dă-te jos de grabă, că căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Dar de ce trebuie, Doamne? Ăsta mă caută cu toată inima. Cum se observă din cerc, nu a plecat acasă nervos? Se observă din cerc, că nu a bombănit că ăștia nu i-o dat loc? S-a observat că a alergat să-L vadă pe Iisus. Iubitul meu, am întâlnit oameni care au apărut la diferite comunități. Aia nu l-au băgat în seamă, pentru că arăta mai neglijent, mai cutare. Ceilalți nu l-au băgat în seamă, pentru că li s-au părut. Domnule, omul ăla nu s-a lăsat. Știți că Dumnezeu l-a onorat, l-a mântuit și a dat un dar că l -a ridicat deasupra la toți ceilalți? De ce? Pentru că Dumnezeu știe să lucreze cu oamenii care caut cu toată inima. Slăvit să fie Domnul! Amin. Al căuta și al găsi pe Dumnezeu trebuie în primul rând să-L cauți cu toată inima, cu toată pasiunea. Și încă o dată vă spun, când o să vedeți că aveți piedici în viață, că sunt împotriviri în viață, să știți că sunteți testați. Sunteți verificați dacă într-adevăr vreți lucrul respectiv. Și când o să vedeți să faceți un bine, o să vedeți câte probleme aveți. Continuați să faceți binele respectiv. Doamne ajută! Cerul atent la determinarea ta de a face binele și a-L căuta pe Dumnezeu și a trăi în pocăință. Să ne ajute Dumnezeu! Al doilea condiție pe care o subliniez este cea scrisă în pasajul acesta biblic. Dacă îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima, îți mai trebuie ceva. Spune Sfânta Scriptură aici că Dumnezeu se așteaptă să fie căutat cu pocăință. Spune Sfântul Cuvânt al lui Domnului, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Și înainte de lucrul acesta a spus că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. pocăiască. Pocăință nu înseamnă să treci la un alt cult religios. Pocăință înseamnă trei, în lumea teologică se vorbește de trei ieruri. Ier, în primul rând să recunoști păcatul, să nume, adică să numești păcat ceea ce Dumnezeu numește păcat. există oameni care spun că e păcat să răiesc mâncare la masă și câteodată prind în greutate că spun că e păcat. Ori în Biblie nu e păcat ăla. Nu e păcat așa ceva. Numește păcat ceea ce Dumnezeu numește păcat. De exemplu, Dumnezeu numește minciuna păcat. Chiar dacă oamenii o practică, asta nu înseamnă că devine ilegală. Asta nu înseamnă că devine un, soi de seme adevăr. Nu. Minciuna rămâne păcat. Recunoaște păcatul ceea ce Dumnezeu numește păcat. Uită-te în Scriptură și vezi. În primul rând, pocăință înseamnă recunoașterea păcatului. A doilea, regretul păcatului. Pentru că există oameni care recunosc că furtul e un păcat, dar nu regretă. Nu regretă. Când îi se mai dă șansa, el din nou yeah recunosc oamenii că anumite lucruri sunt păcate, dar nu le regretă. Ori, stimați mei, pocăință înseamnă nu numai recunoașterea păcatului, regretul păcatului, îmi pare rău că l-am supărat pe Dumnezeu. Și apoi, renunțarea la păcat. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Pentru că e foarte important, există oameni care ajung până aici, recunosc păcatul, regretă păcatul, dar nu renunță la el. O să vedeți oamenii alcoiști care regretă că își cheltuiesc banii, regretă că sănătatea împioneze, dar nu renunță. O dau pe obicei, o dau pe patimă, o dau chiar pe duhuri necurate, o dau pe orice altceva, dar nu uitați, stimații mei, indiferent, fac paranteza aceasta, indiferent cât de mult o dăm pe duhuri necurate, duhurile necurate nu pot să ne ia voința 100%. Nu pot. Vă aduci să din drăcitul din Gadara? Când a pus Domnul Iisus întrebarea care numele tău a spus numele meu este legiune, că suntem mulți. O legiune romană la timpul acela avea între 5.000 și 6.000. Gândiți-vă când bărbatul ăla care rupea orice obeză avea puteri paranormale, erau îngrămădite, arhivate, condensate, o legiune de demoni. O legiune. Când a apărut Iisus în zonă, legiunea aia de demon nu l-a putut lua pe ăsta să-l ducă în altă parte. Și omul ăsta dezbrăcat, tăia tot așa, a venit el în fața lui Isus și s-a închinat. Pentru că nu are dreptul să ia posibilitatea să se închine. Cât de alcoolic, cât de drogat, cât de cutare, omul are o parte ca să vină în fața lui Isus să se închine, să le libereze. Problema este că bisericii nu sunt pregătite pentru asta. Să i vezi un pletos tot care e venit ca din tomberon să vină aici, vrea să închine. Noi prima dată îl trimitem la frizer, prima dată îl trimitem la baie, prima dată, să se ferchezuiască și după aceea să urmeze scorcizarea. Iubiții mei, nu prea suntem pregătiți, dar vreau să vă spun pentru toți cei ce aveți între cunoscuții dumneavoastră persoane care sunt roviți de diferite pacem și vitim, spuneți-le că au libertatea să vină la Isus că dacă se duc cum s-a dus Iuda la preoți, ăștia îi vor zice e treaba ta. Dacă se vor duce la alții, vă spune, ti discurci tu. Dacă se vor duce la alții, vă spun, e cantitate mai mică. Dar dacă vii la Isus, Isus te eliberează. Amin. Doamne ajută! Amin. Ori, stimații mei, pocăință înseamnă asta, să recunoști păcatul, să regreți păcatul și să renunți la păcat. Ori, Dumnezeu e foarte atent dacă noi ne pocăim sau nu. Dumnezeu e foarte atent pentru ce căutăm. Suntem de neamul lui, dar pentru ce căutăm? Pentru că pocăința este singurul lucru pe care îl putem face să modelim, modificăm orarul cerului. Când Biblia ne dă ceva ferestre despre, v-am despre galaxii, despre totul, despre ceruri, îngerii toți au treaba acolo. Nu este un înger care stă cu mâna în buzunare așa spune, mă plimb pe aici, n-am și faci. Am luat concediu. Nu există, nu au concedii, n-au absolut, to toți au treabă, toți au treabă. Unii se duc cu rugăciune, alții se întorc cu rugăciuni. Nu uitați atmosfera în cer, acolo sunt rugăciunile sfinților. dacă citiți acolo veți vedea cu cadelnițe, cu fumul care se care e rugăciunea sfinților, cu tămâia care sunt rugăciunile sfinților. Atmosfera acolo dau rugăciunile noastre. Doamne ajută, de aia spune Biblia, trimiteți material acolo, faceți în tot vreme, toată vremea tot felul de Rugăciuni, trimiteți material, tămâi acolo ca să fii miros plăcut înaintea Domnului. Rugăciun de laudă, de cerere, de adorare, de mulțumire la adresa Domnului. Ori îngerii toți au treabă. Toți sunt, sunt, îngeri acolo care nu mă laudă pe Domnul. Dar spune Scriptura că dacă un tânăr, o tânără, un bărbat, o femeie, tu în seara asta decizi să te pocăiești, îngerii să opresc din orice activitate vor avea și vor începe să se bucure cu un păcătos sa pocăit. Să fie Domnul! restul, nu contează că ieșim 8 miliarde pe stradă și îi spunem lui Dumnezeu să oprească, lui Dumnezeu să facă cu tare locul, nu ne bagă nimeni în seamă, iau alt program, alt orar. Legile pe care Dumnezeu ni le-a dat ca noi să modificăm sunt legile rugăciunii conform voii sale și pocăința este unul dintre lucrurile cele mai înălțătoare. De aceea și pentru pocăiții e foarte important lucrul ăsta. Nu numai în momentul când am lăsat păcatele, jocurile, curviile și așa și am venit la, la Domnul și ne-am predat. Noi în fiecare zi tot trebuie să ne mai pocăim. Amen. Mai disprețuim pe frații noștri, trebuie să ne pocăim. Amen. Mai vorbim fără înțelepciune, trebuie să ne pocăim. Amen. Și dacă stai să o iei la rând așa, în fiecare zi poți face bucurii și erului, te și pocăindu-mă. Doamne ajută! Amen. De aceea e important și m-am gândit din totdeauna cum să fac în fiecare zi să aduc un cadou frumos cerului? Când am vizitat Australia, la un moment dat am fost la o doamnă de acolo, româncă, care plecase de multă vreme în Australia și femeia aceasta era foarte bogată, foarte bogată. Avea vreo două vase de croazieră, avea vreo 10 clinici medicale cu tot cu medici, avea peste 10 ferme, fiecare fermă avea de la 1700 de hectare în sus, am fost împreună cu soția la ea, la o fermă din aia, avea Ferrari pe culori, le avea acolo, pus în garaj. Ne-a chemat într-o zi să o vizităm la o casă de ei, la una dintre case de 6 milioane de dolari. Nu vă pot spune ce fel de vază, ce fel de tablouri. Umblam și noi pe vârful, că dacă cumva spărgeam o vază de aceea, eram datorită să ne am un ne nepoță. Trebuie să plătească când ne-a chemat doamna Gabi să o vizităm, ne-am pus întrebarea normală. Ce cadou să-i ducem la doamna Gabi? Ce anume să-i dăm să o surprindă? Am intrat într-o dilemă. Când îi duci la un om obișnuit așa, îi duci o cămașă, îi duci ceva, dar la doamna asta care avea, avea și tot avea, ce cadou să o surpriz? Ei, când îi vine problema asta, era doamna Gabi. Ce cadou să-i poți oferi lui Dumnezeu să-i placă? Că dacă aduni aurul tot din jur, Dumnezeu îți spune, mai sunt filoane de aur pe care voi nu le-ați descoperit și toate alea sunt ale mele. Dacă adun toate nestematele din lumea aceasta, care e carbon făcut sub presiune, catene de carbon făcut sub presiune, el spune, dar mai este o grămadă de, de -a diamante pe care încă nu le-a descoperit, nu le-a șlefuit, nu le aveți încă. Orice am duce lui Dumnezeu, el nu-i surprins. Totuși, când tu te pocăiești, Dumnezeu se bucură. E singurul cadou care contează. De aceea e atât de frumos, frații mei, când în cadrul bisericii. Vine momente când te adun la adunare și greșești față de fratele tău. Greșești în vorbire, el greșește față de tine. Faptul că vii și spui, fratele meu, am greșit, vreau să mă pucăiesc și să cer iertare. Știi că tu ai produs o bucurie cerului? Te uiți la viața ta și la un moment dat îți descoperi Duhul Sfânt, nu trebuie să ai neapărat prorocie. Îți descoperi Duhul Sfânt, tu urmărești mai mult bani decât adunarea. Tu mai mult îți place să strângi bani. Și vii și spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc de lucrul ăsta, ajută-mă. Știți că cerul se bucure de intenția ta, că ai văzut, ai recunoscut, ai identificat lucrurile care te încurcă și încetul cu încetul mergi pe pașii pocăinței, Doamne ajută. Amen. Toți vă uitați la anumit oameni care spui, Dumnezeu, omul ăsta a fost pătimaș într-un domeniu, cum de-a ajuns așa? prin pocăință cu ajutorul Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! A doua condiție pe care Dumnezeu o cere de la noi ca să-L găsim pe El, nu numai să-L căutăm cu toată inima, ci să-L căutăm cu pocăință. Doamne ajută! E importantă pocăința, frații mei. E importantă de trăit în fiecare zi. Scriptura vine și spune că va veni o zi când Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Până atunci există complete de judecată, care încearcă să găsească adevărul dintr-un noian de minciuni și declarații false. Câteodată reușesc și câteodată nu reușesc. Încă mai sunt oameni care au zeci de ani de pușcărie prin cele mai sofisticate sisteme de justiție din lume, cum e cel din America. Încă se anunță că au făcut ani de pușcărie, 40 de ani, pe degeaba. Ce să-i dai la omul ăsta recompensă? că au pierdut familie, au pierdut tinerețe, au pierdut sănătate, au pierdut tot, ce să-i dai? Milioane de dolari, ce să fac cu ei? Să uite că acum nici gust nu mai are. Ce să-i dai la omul ăsta? Ei, sistemele astea de justiție nu pot face dreptate de plină. Va veni o zi când Isus va face dreptate. Pentru că El nu va apela la mărturiile oamenilor. El va apela la cugetele oamenilor. Și El va judeca pe om după intenție. De-aia în Biblie este scris, dacă un bărbat se uită la o femeie cu gând să păcătuiască, el a și păcătuit. Dar l-o filma careva? Femeie ce nu știe că ăsta se uită la ea, că o Nu știe, ea merge liniștită pe drum. Dar Dumnezeu va evalua după cugetul său. Știți că Dumnezeu ne va judeca după intențiile noastre? Adevărul în oglindă este asta. Că dacă vrei să faci un rău și n-ai apucat să-l faci, vei fi judecat ca și cum l-ai făcut. Dar dacă vrei să faci un bine și n-ai apucat să-l faci, vei fi răsplătit ca și cum l-ai făcut. Slăvit să fie Domnul! Vă dau idei când se termină slujba, invitați-ne la dumneavoastră acasă să servim un ceai sau altceva, pentru că noi oricum nu mergem, dar dumneavoastră veți fi răsplătiți. Domnul să vă binecuvinteze! Dumnezeu vă va răspăti și rămâneți și cu ceaiul, pistoc pentru data viitoare când va fi. Dar obișnuiește-te, Dumnezeu va ști să... Ei, va veni ziua judecății când Dumnezeu îi va analiza pe oameni după intenție. Acum, dacă ar fi un televizor deasupra capului meu, nu toate gândurile care îmi trec mie pe cap și chiar mă opresc asupra ele, îmi fac cinste. Mulțumim Domnului că n-are, că am și cu un pătru, spunem, este televizorul ăla. Mulțumim Domnului. Bun, în ziua aceea totul va apărea la lumină. Dacă totul va apărea la lumină, aș vrea să vă întreb, cine rămâne în picioare? Pastor, preoți, tu, eu, cine rămâne în picioare când totul va apărea la lumină? Nimeni. De aceea Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Singurul lucru care mă mai scapă este pocăința acum. Și nu contează că pastor, acum pocăință. De aceea veți găsi în Biblie lucruri care, care uimesc efectiv, uimesc. Ne arată Sfânta Scriptură despre un om pe care dumneavoastră îl cunoașteți, despre Iov. Omul acesta era un om de un, de un caracter deosebit, Însă și Dumnezeu îl laudă și întreabă pe satana, l-ai văzut pe robul meu neprinit Iov? L-ai văzut pe el? Și peste omul acesta vine încercarea, pierde toată averea, pierde toți copiii, pierde sănătatea, se umpli tot de bubi fără ca nimeni să-i explice de ce fără ca nimic. Vin patru prieteni, când vin prieteni și văd ce era și nu mai este, șapte zile nu pot spune nimic. După șapte zile încep a grăi, nu mai încape îndoială. Doar nu eu. O... cum se poate întâmpla așa ceva? Ce coincidență e asta? Tu ai făcut ceva. Și vine Iov și se apără în câteva capitole, se apără omul ăsta și avea de partea în fața lui patru oameni care se i spună nu e așa. Și el spunea, dacă, dacă am năpăstuit pe cineva, meritam starea asta. Dacă mă uitam la nevasta cuiva, meritam. Există acolo câteva pasaje pe care nu vreau să le citesc în mijlocul credincioșilor, că nici noi nu le împlinim ale. Dacă m-aș fi bucurat din acazul dușmanului meu. Noi, auzând numai pe cineva care o comentat, că am auzit că săptămâna asta au făcut pană la mașină și au te, frați, Dumnezeu lucrează, ei, Iov spunea acolo, dacă m-aș fi bucurat din cazul dușmanului meu, meritam așa ceva. Dacă. Dacă m-aș fi uitat la oștirea cerului să mă închid. Și erau acolo prieteni de-a lui care spunea, ei, asta n-ai mai făcut-o. De ce te lauzi cu ea? Un întreg capitol, Iov vine și spune așa ceva și prietenii lui se pregăteau să spună că nu e așa. N-au putut. Pentru că Iov cu adevărat trăia neprihănirea. Tot a fost bine și frumos. Până când a venit o furtună, și din furtună, pentru prima dată, Dumnezeu stă de vorbă cu un om pe tema asta. Și nu îi răspunde de ce au murit zeci copii într-o zi. Nici om nu mai întreabă. Ci îi întreabă, cine ești tu de mintunici mie planurile? Unde ai fost eu când am creat macrocosmosul și microcosmosul? Unde i fost tu când am, Până am pus eu stelele dimineții să-mi cânte cântări de laudă? Unde ai fost tu când am pus nume la fiecare? Eu captivat din măreția aceasta, încă o dată uite că eu murit zeci copii. Uite că e bolnav, uite absolut tot. Știți ce final trage Iov la întrebările pe care le spune Dumnezeu? Doamne, urechea mea auzise vorbindu-se despre... Câtă vreme auzim despre Dumnezeu, noi stăm bine. Noi stăm bine. În adunarea asta față de alții, față ăla din capul satului, stăm bine. De obicei e ok. E ok. Noi încă suntem aproape față de bine. Noi încă ne rugăm. Noi încă postim. Noi... noi, suntem bine. Urechea noastră auzind. Dar spunea Iov, acum ochiul meu te-a și pentru că te-am văzut, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Eu dar nu, voi încă auziți ca și mine. Încă vă lăudați. Păi, dar trebuie să te pocăiești, frate. Eu? Trebuie să te tu. Încă auziți. Într-o zi vom vedea pe el. Știți cine va ține în fața lui Dumnezeu? Doar pocăința. Eu și-a dat seama, acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mă pocăiesc. Până atunci noi auzim și până auzim tot comentăm și tot spunem că altul trebuie să pocăiască și tot spunem că altul trebuie să îndrepte și tot spunem că vai din cel ce păcătuiește, dar vai prin cel ce vine și tot dăm vina pe altul. Dar în ziua aceea nu mai avem cine da vina, în ziua aceea stăm în fața lui și în ziua aceea constatăm cu stupare că bine era dacă ne pocăiam când trebuia. Ori de aceea Dumnezeu se bucură de oamenii care îl caută cu pocăință, Doamne, ajută. Ultimul aspect pe care vreau să vă spun, pe lângă faptul că trebuie să-l căutăm cu toată inima, cu pocăință, trebuie să-l căutăm câtă vreme se poate găsi. Spune Sfânta Scriptură, Isaia, capitolul 55, versetul 6, în felul următor. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este. Păi da, avem o teologie foarte interesantă. Că noi suntem centrul Universului și Dumnezeu doar e pe lângă noi. Când avem noi chef să-L chemăm, El trebuie să vie. Frații mei, nu noi suntem centru. Iisus Hristos este centru. Dacă El îți bate la ușa inimii tale la 17 ani, să știi că atunci trebuie să-i deschizi. Dacă tu la 17 ani nu i deschis, tu continui să sufli, continui să trăiești, continui să, să te căsătorești, s-a putea niciodată să nu mai bată la ușa inimii tale. Pentru că a fost un timp când puteai să-l cauți, să-l găsești. Nu avem noi timpul la dispoziție. E drept că ne-am luat și ne-am plasat regea Universului. Când ne uităm pe vizorul ușii și spunem, iară Iisus vrea să mă pocăiesc. De eu n-am chef acum. Nu vreau acum. Eu vreau să mă mai distrez. La 24 de ani iar mă enervează Iisus cu pocăința și așa mai departe. Băi, dar tu, cine e Iisus? Un cercetător de pe stradă? Frații mei, Iisus nici nu mai este nici în Iesle, un bebe, nu mai este nici pe cruce, huiduit din mulțime, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Ți-a bătut la ușa inimii făcându-ți o onoare să fii în seara asta aici. Și nu se știe dacă va mai bate vreodată. Că nu-l pot pune eu pe Iisus, du-te, Doamne, și bate-l fișor meu. Știu că te-o fugărit de la ușă și te-o și -o înjurat. Mai du-te odată, că iar mare în jurături noi. Nu se poate, frații mei. Nu ne dăm seama ce facem. De aceea Biblia spune căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Există o limită pentru toate lucrurile. Ne spune Sfânta Scriptură că poporul cel mai iubit de Dumnezeu nu-i român, ci a fost poporul evreu și este poporul evreu. Și acestui popor a venit Domnul Iisus Hristos la ei să-i schimbe destinul și istoria. Și în ziua de florei a ieșit pe muntele măslinilor, și a zis Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te strâng, cum își strânge cloșca puii, dar n-ai vrut. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Păi dar, ei mai trăiesc, chiar dacă mai trăiesc. Ziua cercetărilor lor a trecut. Pentru evrei a fost o ultimă zi. A venit anul 70, de la anul respectiv au mai trecut încă 40 de ani. Încă 40 de ani, ei au continuat să vândă, să cumpere, să aibă nunți, să aibă căsătorii, să facă afaceri. Însă ziua salvărilor a trecut, s-a dus, pentru că a venit Prințul Păcii la ei și l-au refuzat. Știți că Domnul Iisus Hristos este numit, denumit, denumit, iubitorul de oameni pentru că a venit să mântuiască oamenii? Totuși au fost oameni pe care El nu i-a băgat în seamă. Ne spune Sfânta Scriptură când a auzit că Iisus vine la el, Irod a crezut că Ioan Botezătorul înviat și a mers la el să-i pun întrebări. Și ne-am fi așteptat să avem expusă de evanghelist o discuție amplă între Iisus și, Irod, care îl executase pe Ioan Botezătorul. Știți câte cuvinte i-a spus Iisus lui Ioan Botezătorul? Niciunul. Pentru că vremea mântuirii lui trecuse, când avea cel mai bun predicator a vremii lui în beciurile sale, îl ținea pe Ioan Botezătorul acolo și îl asculta cu plăcere, neștiind ce să facă. Din momentul când a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, zilele mântuirii lui s-au terminat. Pentru că este un timp pe care Dumnezeu ți-l acordă. E drept că astăzi văd oameni care le spun celorlalți, nicio problemă, dacă nu vii acum, vine altă dată, dar e la noi timpul. Noi nu știm dacă trăim peste jumătate de oră. De unde facem noi promisiuni de genul ăsta? Când am vizitat Australia, frații păstori de acolo și slujitori mi-au spus cazul unei persoane care avea soția pocăită în biserică și copiii îi aducea la biserică. Câteodată când știa că sunt oaspeți mai rămânea și el. Când nu erau aspeți, își bascula nevasta și copiii acolo, el plecat cu prietenii lui, la distracțiile lor. Omul acesta a făcut dute vină în continuu. La un moment dat s-a simțit rău. Era un om de afaceri, câștigau grămadă de bani. S-a simțit rău și s-a oprit undeva la o clinică unde avea abonament și le-a spus la ăștia, după masă trebuie să semneze un contract foarte bănos, vă rog frumos, cred că am ceva la stomac, dați-mi un antacid ceva, să-mi calmeze sucul gastric, pentru că bănuiesc asta. Oamenii de la clinică au spus, domnule, noi am făcut școală în domeniu, știu că metalele e altă școală, poate te pricep ceva, dar noi nu ai intrat la noi să-ți dăm antacid, să duci. noi trebuie să vedem ce ai. Eu făcut ăștia niște investigații rapid și eu spus, știți ce, amânați semnarea contractului, pentru că noi trebuie să revenim asupra analizelor și a imagisticii, pentru că ceva nu e clar. Ori verificat și o chema familia și peste două zile i-a spus aveți un cancer galopant în ultimul stadiu, mai aveți de trăit doar două săptămâni, din punctul nostru de vedere. Atât tot. În momentul respectiv s-au auzit în zona respectivă. Fusese pe la toate adunările pe acolo, pe la toate bisericile care erau. O venit frații păștoși, și o zis, domnule, dar dumneata ești de-a noastră. Veniai, mai stăteai la slujbă, mai cutare, contribuiai, ne ajutai. Și dar dumneata noi toți ne rugăm pentru vindecarea ta. Dar dacă Domnul nu te vindecă, ce faci cu mântuirea ta? Și o m-am gândit la asta. Dacă nu mă vindecă, eu sunt pierdut. Și atunci a spus, ce putem face? Că de aici nu pot, tot era intubat, tot era pus acolo, conectat la tot felul de aparate, vorbi cu medici și a spus, domnule, nu-l putem boteza prin cufundare, îl vom boteza prin stropire, că nu avem cum altfel, că dacă nu mai ieși de aici. O stabilit împreună cu medici că a doua zi să pregătească ăștia tot ce trebuiește și în situația aia să-l boteze prin stropire. Când au venit a doua zi frații slujitori, pregătiți și cu familia, el a spus, stați așa, Atenție, era vorba despre un om pe patul de moarte. Eu stați așa. Dar de ce? Așa noapte a venit la mine o ființă îmbrăcată în alb, splendidă, și mi-a spus că m-a așteptat 27 de ani. Totdeauna când o lăsam pe nevasta la biserică și copiii, s-a să intru eu și mi au arătat o haină albă pregătită pentru mine, care dorea să mi-o dea la fiecare slujbă când eu am intrat. Dar mi-a spus că acum e prea târziu mi-a arătat o cunună frumoasă, pregătită pentru mine 27 de ani, o stat în stand cu cununa aceea. Dar acum este prea târziu pentru mine. Toate astea le-a pregătit Dumnezeu pentru mine. Frații păstori, băi, asta a fost un coșmar, ceva, nu trebuie să, Dumnezeu salvează, mântuiește, pe oameni buni. Nu mi-explicați mie când îmi lăsam nevasta, când mă duceam cu prietenii mei de pahar, și rădeam din nevestele voastre și de vorbirea voastră în limbi și de proroșiile voastre și de închinarea voastră și miștocăreală făceam și în timpul ăsta Iisus mă aștepta să mă îmbrace cu haina Lui și să-mi dea cu nu aia. Mi-am bătut joc de viitorul meu. Vă rog frumos, lăsați-mă în pace, că asta mi-am ales, asta am. Și-au luat ăștia le-au le luat de acolo, așa a murit, așa a fost îngropat. Pentru că Biblia spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. N-am întâlnit om să-l caute pe Isus, să-l găsească și să-i pară rău că l-a găsit. Este un har, o onoare să-l primești în viața ta pe Domnul Domnul și Împăratul Împăraților. E un har și o onoare să-l primești în președinte de stat un premier al Austriei, să vină la tine și să fie prietenul tău. Și el e prietenul tău în continuare, dar el e premier încă patru ani, că are dreptul. Iisus al nostru este domnul al Domnilor și apărat Împărat în vecii vecilor. Ce poți avea mai mult? De aceea el vine și spune să-l căutăm câtă vreme se poate găsi. Încă judici, încă cineva te-a mânat aici, că ești din neam de Dumnezeu, încă cineva s-a rugat pentru tine. Ia decizia care trebuie și caută-L pe Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Închei mesajul meu cu unul dintre întâmplările pe care le citisem eu și pe care dumneavoastră poate le-ați auzit, dar în timpul celui de-al doilea război mondial în Germania exista un colecționar de artă care strângea o grămadă de tablouri, de Picasso, de Rembrandt, de avea și sculpturi. Soția ei murise de o boală cumplită și avea un singur copil. <coughs> la un moment dat, Guvernul German al III-lea Reich l-a chemat și pe copilul lui pe front, l-a dus pe stepele din Rusia și a venit de acolo după două săptămâni, că el a murit acolo. Bătrânul a intrat într-o formă de depresie, stătea supărat, o tras cu toate capodoperile lui nu și revenea. Și într-o zi, pe când era el așa buimăcit, bate la ușa, la ușa casei sale un soldat. Se duce acolo și spune, domnule, vin aici să vă mulțumesc pentru că ați crescut un copil extraordinar. În timp ce eu eram rănit între două, cele două tranșee al nostru și a rușilor, singurul care a părăsit comoditatea tranșeului și a venit să mă ia în spate a fost copilul dumitale. Eu am fost răpinit grav la șold. Copilul dumitale m-a luat în spate, m-a adus în tranșeu și când m-a adus în tranșeu, un gron rătăcit, l-a lovit în inimă și a murit în brațele mele. Cât am stat la infermerie în timpul ăsta, i-am creionat în creon chipul lui și l-am pus pe hârtie asta. Și desface vestonul și îi dă o tâie mototolită cu o pictură, cu un desen în creon. Bătrânul îi mulțumește frumos, intră în casă, se uită la hârtie aceea, seamănă cu băiatul lui îl calcă frumos, îl înrămează și îl pune în centrul casei sale. După război au venit o grămadă de oameni să vadă tablouri celebre. Bătrânul prezenta tabloul fiului. Ăsta e tabloul fiului meu pe care l-a făcut soldatul, care l-a care a fost izbăvit, care a fost salvat de fiul meu. Ieșise deja vorba pentru toți colecționarii de artă, bătrânul s-a dus, dus cu pluta, din a murit nevasta, copilul, el prima dată îți prezintă mâzgălitura aceea tabloului fiului, tabloul fiului, și că sunt acolo tablouri de o grămadă de bani. Bătrânul a murit. După care, conform testamentului, se face licitație pentru operele de artă. Se adună toți oamenii cu bani de după război, să cumpere din casa bătrânului tot ce era acolo. Și începe licitația și cel ce conducea licitația spunea, conform testamentului, primul care se va vinde este tabloul fiului. Și oamenii ce o să în sus, nu ne trebuie măzgălitura aceea. Scoteți-o de aici, aduceți valori. Noi am venit cu bani aici, ai o măzgălitură, nu ne trebuie. Cine dă totuși 50 de dolari pe tabloul fiului ca să putem continua licitația? Nimeni nu dă. Ai o măzgălitură, 40, 20. 10 dolari, nimeni, huiduiau ăștia acolo. Nu ne trebuie tablou fiului. La un moment dat a spus 5 dolari. Din spate s-a ridicat un bătrânel și a spus și am fost grădinar. Copilul ăsta a crescut sub ochii mei. Și adevărul să seamănă cu el. Ca să puteți voi continua licitația, cumpăr eu tablou fiului. Îl cumperi dumne metale? Da, cumpăr eu. O bădu cu ciocanul în masă și a spus, licitația s-a încheiat. Ăștia tot cum s-a încheiat, s-a văzut în Nu conform testamentului. Cine cumpără tabloul fiului, are totul. Și astăzi să fac licitații. Vine Dumnezeu cu fiul său și spune, vrea cineva pe fiul meu, nu vreau sănătate, vreau bani, vreau afaceri, vreau viață lungă, vreau altceva. mi întrebă, totuși vrea cineva pe fiul meu să-l aibă pe el. Nu iau din fața noastră, noi vrem altceva. Din când în când se mai opresc oameni și spun, da, îl vreau pe fiul și licitația se încheie pentru el, că cerul spune, cine are pe fiul, are viața, cine nu are pe fiul, n are nimic. Iubitul meu, în seara asta ești aici, licitația continuă. Se va bate cu ciocanul în masă pentru unii care vor primi pe fiul. Pentru tine s-ar putea să fie ultima dată când are loc licitația decide-te de ceea ce vrei să faci. Și te rog frumos, de aripile și înalță-te spre cel din a cărui neam ești. Ca totul să aibă sens. Când mai devreme sau mai târziu vom pleca de aici. Dar Stăpânul Universului ne așteaptă. Să ne ajute Domnul să-L căutăm și să-L găsim pe El. Amin.